Am transmis o adresă din partea organizației pe care o ați reprezentat în acțiune de putere din partea instituției dumneavoastră, o adresă prin care vrem să vă semnalăm dumneavoastră și prin intermediul instituției dumneavoastră să vă rugăm să transmitiți aceste nemulțumiri și doleanțele noastre către Guvernul României. Acestea sunt transmise, de altfel, și prin intermediul federației la care noi suntem afiliați, au avut loc o acțiune de protest la nivelul și în fața Parlamentului și, sigur, au avut loc o întâlnire și cu domnul prim-ministru, marți, 13 decembrie. Acțiunea în cadrul care a fost aduse nemulțumirile noastre la conștiința prim-ministru, sigur că acolo s-au făcut și câteva promisiuni de ca în perioada următoare se poate fi identificate niște soluții de rezolvare. Domnule prefect, așa cum am dat în adresa aceasta, s-a permanentizat amânarea aplicării legii 1 din 2019, legii educației naționale, în ceea ce privește aplicarea articolului 8, și anume alocarea unui procent de 6% de PIB pentru finanțarea educației. Fără această finanțare, educația nu poate funcționa în parametri normali, nu poate asigura salarii și condiții de muncă decente. Subfinanțarea aceasta este, deci, principalul motiv pentru care am ajuns atât de dramatic în acest domeniu de activitate. Și când spun dramatic, mă refer la nivelul salarial, existent în rândul categoriei personalului didactic, al personalului didactic auxiliar, dar și al unei părți din personalul didactic de predare, profesor. Practic, majoritatea personalului nedidactic din învățământ lucrează pe salarii cuprins între 1700 și 2200 de lei, să spunem, bani în maxim. Cu acești bani, oamenii nu mai pot trăi, nu pot duce traii de trezit de alta. Suntem singurul domeniu bugetar în care nu se aplică niciun spor pentru condiții de lucru, deși unii dintre ei sunt îndreptățiți, o parte din acești colegi sunt îndreptățiți să primească spor de condiții de lucru. Lor le s-a promis în timpul pandemiei acordarea unui spor. Femeilor de serviciu din școli s-a promis, bune, veți primi un spor, că se lucrează cu substanții toxice, care în alt domeniu, exemplu, sanitar sau lucru, se plătea spor pentru condiții de loc. Nu numai el, mai multe. Faptul că zi de zi o femeie de serviciu face curățenie în toate toaletele din școală, ar presupune măcar un spor de penibilitate, de rușine, cum se numea odată. Bine, să-i dăm omul ăsta ceva în plus la salariu pentru că face lucrurile astea, nimic. Chiar deloc. Dacă ar fi o problemă de semnalat în rândul acestei categorii, ar fi faptul că la nivelul sectorului de activitate nu există normative de locuri. Nu pot fi dimensionate corect numărul de locuri de muncă care trebuie să existe în unitățile școlare. Stabilim în sarcina oamenilor angajați, sarcini din ce în ce mai multe, cu aceiași bani sau cu bani mai puțini. Personalul nedidactic angajat în școli nu beneficiază de decontare în avertire și avem prevedere în contractul colectiv de muncă, dar a fost anulat din legislație și instanțele nu ne mai acordă aceste drepturi pentru motivul că nu mai sunt reglementate de lege. Ui, avem șoferi care lucrează într-o comună, șoferi de microbon, merge într-o altă comună, plătește 300 de lei pe lună, ia 1700 de lei ce se duce acasă. La fel în cazul îngrijitoarelor, femeilor de serviciu, da? Vin, fac naveta din comunele limitrof în oraș, nu se decontează naveta. Credem că este corect găsirea unei soluții de modificat, de introducere în legislație, acestei prevederi de decontare navetei și în rândul categoriei personalului nedidactic. Avem un regulament de sporuri legiferat prin hotărârea de guvern 34 din 2011, dar din momentul în care a fost emis această hotărâre de guvern, din acea zi nimeni nu a mai primit niciun leu spor de condiții de lucru. Până în momentul ăla, partii primeau. Sigur că era un alt guvern, noi nu vorbim de guvernul României, nu vrem să spun că era guvernul nu știu care, sau, dar chiar reprezentantul guvernului, în momentul ăla, a ieșit seara la televizor și a spus că am creat cadrul legal să acordăm spor. Și în momentul ăla se lătea extract. Păi, cum să fie așa? Mare parte din personalul didactic auxiliar, contabil, secretar, o să avem și aici, am venit colegi care sunt în această categorie, din anul 2018, din luna martie, n-au mai primit niciun leu la nicio indexare. Considerând că au ajuns la nivelul maxim. Bun, dar nivelul ăla maxim e foarte mic. Păi, oamenii ăștia, practic, în intervalul ăsta, au suferit o amputare a puterii de cumpărare de 35%. Institutul Național de Statistică, dacă întreb acum pe site, are 35,68% inflație între martie 2018 și noiembrie 2022.
Nici ceilalți nu sunt într-o situație mai, mai fericită, dar mai este și acolo dacă ceva la fiecare etapă de aplicare a așa zisei legi unice de salarizare. Mai bine lucruri care privesc, eu aici n-am insistat foarte mult la profesor, dar vă spun că și în rândul profesorului este aceeași problemă a salariilor mici. Profesorul debutant în învățământ primește un salariu de 2600 lei. Nu este un salariu care să încurajeze intrarea tinerilor buni de calitate în învățământ. Cred că suntem conștienți cu toți că fără a avea un învățământ de calitate, nu avem nicio șansă într-o competiție în piața muncii unde vrem noi să concurăm la nivelul Uniunii Europene, să spunem așa, la nivel mondial. Cred că singura șansă a noastră ca țară este să finanțăm educația și să încercăm să corectăm lucrurile care nu funcționează în educație. Nu am venit să mașăm pe ideea că nu dorim să acceptăm nicio schimbare în învățământ sau doamne ferește de parte de noi, dar deciziile care se vor lua, să spunem, cu impact asupra învățământului, să fie în sensul ăsta, să asigurăm o finanțare decentă, bună și după aceea să cerem lucruri de calitate. Eu vă mulțumesc și vreau să vă dau cuvântul colegilor noștri să vă prezint. Noi avem niște culturași pe care vrem să... Da? Îngrijitor, 1707 lei. Îngrijitor, 1823. Da? Cu jumătate din urmă, 900 de lei. Avem foarte mulți angajați pe jumătăți din urmă, pentru că la un moment dat când a trebuit să fie făcut o reducere a numărului de angajați din învățământ, tot întâi cu jumătate de ori la femeie în serviciu, dar le-am pus la fel, să fac aceeași treabă. Uitați, 2300, mai mult. Secretar, șef. Da, spun, secretarul șef, da, nu știu. Ăsta este salariul la care el nu mai niciodată nicio mărire nu este mai, dar știți că el zice, este atins maximum. Asta este problema. Ori dimensionat, fiind considerat o persoană în funcție de conducere. Noi zicem că anexa acolo la funcție de conducere, dacă ar fi să mă refer, cred că anexa este greșită, în sensul că deși se spune sub anexă că acele salarii conțin sporul de vechime, sunt convins că nu conțin, pentru că pentru funcțiile de execuție, salariul mai mare decât prin funcții de conducere. Păi e posibil așa ceva, am un om pe care îl deleg cu atribuții și responsabilități în plus, îi trasez sarcini în plus și îl plătesc mai prost decât era subiect. Deci o greșeală, nu? Și nici nu o să vrea să corecteze. Cred că ar trebui prin corectare grilă. Acolo, domnule, într-adevăr, să conștientizăm că acea grilă nu conține sporul de vechime și prin corectarea cu vechime ar apărea, de fapt, o corecție a salariului, să spunem așa, da? Deci salariile sunt, într-adevăr, foarte mici. Nu se poate da niciun spor pentru condiții de lucru în perioada asta, alți angajați ai statului primesc sporul pentru condiții de lucru. Dar ce suntem noi? Fiul adoptat al statului? Cei din învățământ suntem și noi tot angajați ai statului. Vrem același tratament cu angajații din alte domenii, nu? Am zis... Sarcinile serviciilor sociale sunt din ce în ce mai mult. Ne-am transformat în asistență socială, dacă știți, acele etichete sociale. Deci noi am primit la început de an 160 de dosare pe care am avut un termen să le analizăm și să transmitem situații și situații mai departe. Volumul este foarte mare, a crescut numărul de burse, tot așa, fiecare copil își depune un dosar, trebuie analizat. Noi suntem doi oameni sau un om la unități. Nu este foarte mare și eu cred că într-o școală secretariatul este un nucleu, fără, nu știu cum să vă zic, dacă noi ne îmbolnăvim, nu preia nimeni aceste sarcini. Noi facem contracte de muncă, noi ne ocupăm de salarizare. Asta voiam să vă zic, ce înseamnă secretariatul într-o școală? Secretariatul într-o unitate de învățământ nu înseamnă corespondență sau știu eu ce apeluri telefonice, aici se muncește mult. Adică, comportamentul resurse umane. Contract de muncă, decizii de salarizare, de comisie. Eu anul ăsta am făcut 90 de decizii. 90 de decizii într-un plan și suntem abia în decembrie. Deci avem acte de studii. Acolo trebuie foarte mare atenție. Și salariul nostru este același din 2008. Deci, cum v-a spus bine? S-au instituit, Ministerul fiind parte în diverse proiecte, au instituit diverse
baze de date unice, toate acestea au trebuit completate cu termeni limită. Aici este problema tot. S-a creat o bază de date, cu nu știu ce, o altă bază. Și termenele sunt haotice, așa, și dă pe oameni. De multe ori sunt puși în fața faptului, dar e un țar de fapt, ca psihic, după ca salarizării unice, pe care probabil o vom avea prezentat undeva prin luna martie, cu un termen de implementare undeva de la 1 iulie, din câte știm, pentru că este și o chestiune asumată. Vreau să fie pus în discuție publică, da, mai mult. Sunt reprezentantul guvernului în teritoriu, dar sunt și reprezentantul cetățenilor județului Botoșani și al dumneavoastră și al tuturor categoriilor profesionale. Și sigur vă sprijin. Mulțumesc. O să transmit mai departe mesajul și solicitările dumneavoastră care sunt adresate în principal Ministerului Educației și Ministerilor de Resort care sunt implicate în astfel de solicitări cu care veniți dumneavoastră acolo. Vă rog să știți că sunt un partener al dumneavoastră, sunt aplicat pe zona de educație, port constant discuții cu domnul inspector școlar general, în mare parte problemele pe care le aveți le știu. Ușa mea este deschisă și de câte ori aveți orice problemă sensibilă, specială, nu știu, vă invit, vă rog și să încercăm să găsim soluții dacă țin de activitatea mea și de atribuții pe care eu le am de ca prefect în județul Botoșani. Deci sunt în asentimentul dumneavoastră, aveți tot sprijinul meu, o să transmit mesajul mai departe și mai vocal și o să vedem mai departe ce răspunsuri vom avea la solicitările noastre. Le-ați transmis, cum ați spus, și la guvern. Sunt convins că aceeași activitate din partea Federației se întâmplă la nivel național. Nu s-a întâmplat doar la Botoșani. Da. Eu am toată disponibilitatea. Le-am transmis și parlamentarilor Botoșani. Nu se va judeca, stăm pe noi. De fapt, despre asta e vorba. Le-am transmis.